Aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva dintre principalele puncte de vedere pe care Camera de Comerț Americană le are vis-a-vis de situația actuală a sistemului fiscal din România. Camera de Comerț Americană întotdeauna a militat, cel puțin în ultimii ani buni, pentru menținerea sistemului actual de impozite și taxe. Acest sistem actual de impozite și taxe care să permită, pe de-o parte, asigurarea competitivității României pe plan al Europei Centrale și de Est și atragerea de noi investiții străine în România. Știm cu toții că acest sistem al cotei unice este un sistem practicat în aproape toate țările Europei Centrale și de Est, fiind țări care au o cotă a sistemului unic, cotă unică mai mică decât cea pe care o are România la ora actuală. Dar totodată acest sistem fiscal al cotei unice să dea o gură de oxigen firmelor prezente în România pentru a depăși situația actuală de criză și a asigura succesul măsurilor pe care firmele românești au avut și tăria și curajul să le întreprindă încă de la începutul anului trecut. Restructurarea cheltuielilor, restructurarea modului în care își derulează operațiunea, astfel încât să rămână, să supraviețuiască pe piață în aceste condiții de criză. Evident, suntem conștienți de situația dificilă a bugetului de stat. Numai că, în opinia noastră, soluția nu o reprezintă neapărat modificarea sistemului de taxe. Dacă este nevoie, se poate ajunge și acolo. Dar înainte de a se atinge sistemul fiscal actual, statul ar trebui să ia măsuri în ceea ce privește creșterea eficienței manierei în care este cheltuit banul public. Cheltuielile de personal, dar nu în ultimul rând, controlul riguros al achizițiilor publice. Este suficient să arunci o privire în mediul de afaceri și să vezi că folosirea unor centre de achiziții la nivel de ministere, la nivel de sectoare de activitate, ar permite realizarea acelor economii de scală pe care toate firmele private o fac. Achizițiile se fac printr-un singur centru, astfel încât prețurile la care se fac aceste achiziții să fie cât mai eficiente. Combaterea eficientă a evaziunii fiscale este cea de-a doua măsură la îndemâna autorităților fiscale. Cu toții cred că știm despre această ordonanță 54 privind combaterea evaziunii fiscale. Nu acestea sunt măsurile despre care sau pe care noi considerăm că autoritățile fiscale ar trebui neapărat să le aibă în vedere. Măsurile prevăzute de ordonanța 54 nu fac, în esența lor, decât să majoreze povara administrativă pe umerii acelor contribuabili care oricum își plăteau impozitele și taxele. O primă măsură la dispoziția guvernului ar fi îmbunătățirea aparatului de colectare, sistemului, nu, de colectare și administrare a impozitelor și taxelor la bugetul de stat. Și aici vorbim de măsuri care au fost luate de state care din vecinătatea noastră. Bulgaria a beneficiat de ajutorul Băncii Mondiale. Polonia a accesat fonduri europene nerambursabile care să restructureze aparatul de administrare și colectare a bugetului de stat. Vedem peste tot, dacă s-ar recupera cei un miliard din evaziunea fiscală, s-ar construi 50.000 de apartamente. Acel miliard este suma care trebuie adusă la bugetul de stat. Către acești contribuabili care nu-și plătesc taxele, ar trebui să se concentreze guvernul și nu prin crearea unor măsuri administrative suplimentare care nu fac decât să creeze premisele creșterii gradului de evaziune fiscală. În acest sens, ne pronunțăm pentru introducerea unui sistem care să permită folosirea de sisteme informatice integrate, ceea ce în țări moderne se numește e-taxis, și anume înregistrare electronică, declarare electronică a obligațiilor fiscale și plată electronică a acestora. Este la îndemâna noastră, putem să o facem. Lipsește însă un plan, nu am auzit pe nimeni vorbind de acest lucru, vorbim doar despre acei evazioniști pe care la ora actuală foarte greu îi sancționăm. Și noi, mediul de afaceri, suntem direct interesați în eliminarea concurenței fiscale neloiale. Simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor europene și a schemelor de ajutor de stat sunt o altă măsură la îndemâna guvernului pentru a facilita
relansarea economică. La ora actuală, accesarea fondurilor europene se lovește de o birocrație excesivă, iar schemele de ajutor de stat sunt practic inexistente, ci numai investitori foarte mari strategici au acces la ele. Țara noastră a pierdut investiții străine doar pentru că nu a fost capabilă să ofere scheme de ajutor de stat pentru care legislația există. Și nu în ultimul rând, promovarea legislației de PPP, de Public-Private Partnership. Avem la cunoștință că această legislație a fost promovată la nivelul Camerei Deputaților, ea urmează a fi publicată cât de curând. Această legislație reprezintă un instrument deosebit de eficient în mâna autorităților pentru a atrage fonduri care să permită relansarea economică. Lipsa unui proces consultativ real este o altă problemă pentru care noi am militat și vom milita în continuare. La ora actuală au fost adoptate o serie de măsuri și îmi permit doar să vă spun de această ordonanță 54 privind combaterea evaziunii fiscale și ordonanța 58 privind măsuri de modificare a codului fiscal și alte măsuri cu caracter financiar. Aceste ordonanțe nu au fost practic dezbătute niciodată cu oameni care să poată, cu mediul de afaceri, care să poată să spună care sunt problemele practice. Cred că dumneavoastră a curs multă cerneală cu privire la problemele, cu impactul la economie. Eu vreau doar să vă spun câteva probleme practice cu care agenții economici se vor confrunta și pe care autoritățile, în ciuda a tot ceea ce s-a vorbit, nu a spus și nu a precizat nimic concret cum se pot rezolva aceste probleme. 1. Înregistrarea în registrul operatorilor intracomunitari. Există această obligație de înregistrare a tuturor agenților economici care desfășoară achiziții intracomunitare, de înregistrare în acest registru până la 1 august 2010. Deci, într-o lună. Sunt zeci de mii de companii care fac astfel de achiziții. Credeți dumneavoastră că statul, că aparatul administrativ actual are capacitatea de a procesa toate aceste cereri, astfel încât agenții economici să poată să-și desfășoare activitatea cu bine începând de la 1 august 2010? Noi avem un semn de îndoială că chiar s-a avut în vedere acest aspect practic. Creșterea cotei de TVA. Dincolo de impactul asupra consumului, asupra cine o plătește și asupra faptului că această sarcină se transferă asupra noastră a tuturor, a consumatorului final și nu asupra necesar, asupra agenților economici, are însă implicații directe asupra agentului economic. Gândiți-vă la sistemele informatice și la memoriile fiscale ale caselor electronice fiscale. Sunt peste 150.000 de case electronice demarcate. Sunt doar câțiva distribuitori autorizați care au abilitatea de a modifica memoria fiscală astfel încât să-ți dea posibilitatea să poți să vinzi cu o cotă de TVA de 24%. Credeți dumneavoastră că de luni, de când s-a promovat această ordonanță și până mâine, acești operatori vor avea posibilitatea să modifice toate aceste case electronice de marcat? Eu personal îmi exprim îndoiala și membrii Comitetului nostru de Fiscalitate sunt extrem de îngrijorați pentru că pierderile economice care vor fi suferite de agenții economici în zilele care urmează pentru faptul că sunt în imposibilitate de a vinde, vor fi suportate tot de către aceștia și se vor traduce până la urmă și la stat, prin colectarea mai puține impozite și taxe. Dacă exista un proces consultativ dinainte și era comunicată această alternativă, atunci agenții economici aveau posibilitatea să întreprindă măsuri necesare pentru implementarea efectivă a acestei măsuri.